Cum vă numiți? Eu, Alba Estera Simona. Câți copii mai aveți? Încă unul. Anișori? 8. 8 ani. Și micuța cum o cheamă? Alba e Melissa Estera. Suntem aici în Buteni. Da. Și de ce boală suferă Melissa? Encefalită virală herpetică. Cum ați descoperit? Păi, din cauza de la convulsii, ne-au făcut convulsie și am ajuns chiar la urgență. De la urgență de la Sebi și am ajuns la urgență la Arad. Am stat acolo 4 zile internate, pe urmă am ajuns la Timișoara chiar pe terapie intensivă. Acolo a intubat-o, a Cât fost a stat în Timișoara? 4 luni de zile. La lui Surcanu? La lui Surcanu, da. A fost și în comă, din câte mi-ai Da. povestit. Cât 9 timp? zile. 9 zile și Comă jumătate. indusă. Da. Și cum se manifestă boala aceasta? Păi, mi-au făcut convulsii și acum mai face niște spame, ceva crize epileptice. Se dezvoltă normal la nivel de corp. Da, e destul de lung așa, dar îi face slăbuțică săraca, fiindcă nu mănâncă pe gură, Mănâncă prin prin gastrostomă? gastrostomă, da. Aici aveți. Și ce soluții v-au dat medicii? Păi, soluții, medicamente care nu le găsim în țară și Ce fel de medicamente care nu le găsiți în țara? Sabril, ceva plicuri. Și de unde le cumpărați? Păi, acum m-a trimis o verișoară în Italia și m-a ajutat, am trimis o cutie. Sunt scumpe? 2,5 milioane cutia. Și câte folosești pe lună? Păi, am o cutie, mă ajunge pe lună. Și am înțeles că face și terapii. Da, facem terapie în fiecare zi de luni și sâmbătă inclusiv. Pentru că când am venit la Timișoara era psucită cu mâinile, era, na, după cum a fost în comă. Și v-a ajutat terapia? Da, își mișcă mânuțele, mai rar picioarele. Încearcă Deci se văd să-și... efecte pozitive numai terapiilor. Da. Încearcă să-și zice că căpuțul nu-l ține bine, dar sperăm. Care sunt nevoile financiare? Păi ne descurcăm greu cu terapiile, medicamente, pampers, seringi, pansamente. Familia noastră cu ce se ocupă? Soțul acasă acum. Casnic cu noi, ne mai ajută aici că ne descurcăm greu dacă el nu e acasă. Mai lucrează când cum așa cu ziua prin sada. În 16 avem programare. Mergem la lui Surcanu la spital pentru că trebuie să-i schimbăm gastrostoma, că trebuia în 17 ianuarie, dar neavând bani și posibilități, nu ne-am dus. Și mergem și la neurolog, avem programare. Tot în 16. Cât stați de obicei la lui Surcanu când vă duceți? Păi, acum nu mai fost caz, deci n-am mai fost internat, zic că ne-au externat. Am stat atunci 4 luni. Numai așa ne-am dus la control, o văzut, o zic că e ok, acum ok, așa cum o vedeți. Da. Plecați și veniți? Da. Acum am vorbit cu doamna doctor și a spus că s-ar putea să ne țină vreo 2-3 zile, am să ne facă testul ăla COVID și să-i schimbe gastrostruma și să-i facă ceva analize.